un proiect realizat cu sprijinul George, primul banking inteligent. În prezentul nostru, realitatea și normalitatea au fost răsturnate de inamicul invizibil COVID-19. A pus stăpânirea pe întreaga lume, forțându-ne pe toți să ne retragem în izolare. Și noi, studenții de la Universitatea Națională de Arte din București, secția modă, anul 2, ne-am izolat. Dar asta nu înseamnă că dacă stăm acasă nu mai suntem artiști. Deoarece nu mai putem să ne folosim de materiale textile sau de atelierul de croitorie de la facultate, ne-am decis să ne exprimăm trăirile și viziunea noastră față de izolare prin intermediul colaj. Foarte diferiți, lucru ce se reflectă și în diversitatea conceptelor folosite. Una dintre ideile ilustrate de colajele noastre este aceea de dispariția omului din mediul urban. În primul rând pentru că acesta trebuie să se izoleze de factorii externi și în al doilea rând pentru că acesta trebuie să aibă un comportament perfect într-o viață imperfectă. Aceste colaje, evidențiate printr-un mod ironic, au la bază mici mesaje despre acest virus care a instalat pandemia generală. Lucrurile au luat o întorsătură dificilă, atât pe plan economic, cât și pe cel social. Viața noastră s-a schimbat datorită a două motive, frică și neîncredere. Acestea au venit la pachet cu tot procesul pandemiei. Echilibrul normalității în care credeam că se desfășoară realitatea s-a dovedit a fi extrem de fragil. Am vrut să portretizăm reacțiile oamenilor din perspectiva noastră, dar și efectele izolării asupra acestora la nivel mental. Manipularea maselor și controlul nevăzut pe care îl simțim prin restricțiile impuse. Odată cu izolarea, cu toți am fost privați de nevoi umane de bază. Socializarea a devenit virtuală, iar îmbrățișările și zâmbetele digitale și-au pierdut din căldură. Probabil că realitatea din trecut nu se va restabili niciodată. Probabil că omenirea va avea nevoie de timp. Este posibil să nu ne mai simțim niciodată la fel. Însă toate acestea sunt doar niște presupuneri. Ce putem face este să încercăm să fim mai buni cu cei din jur, să căutăm să fim uniți și să ne facem împreună cel mai frumos viitor. Mă numesc Sergiu Chihaia, profesorul coordonator, și acesta a fost interviul nostru pentru proiectul Contactless Artol. Sperăm că v-am răspuns la toate întrebările. Mulțumim, Galateca, mereu ați fost alături de noi, mereu ați încurajat studenții și artiștii aflați la început de drum. Nici o zi fără artă!